Vrei să te iau la dans? Vrei să dansezi cu mine, te rog. Ce melodie asta? Hai, na, Jador. Țin-o pe asta. Să zic că e gelos Jador. Mamă, și acum după ce m-am bătut cu Jador. Muzică, muzică. Du-te pe obiceiul și vezi. Gama, ești a lui? A, du-te. Pe cine mergeți? Cu cine dansează? Simona. Simona, Talida. Eu merg între... Simona sau Talida? Eu merg Bianca Talida. Eu zic Talida. Bă, dă-l-am! Cu cine? Cu Simona. Bă, cum pui meu toți cu Simona? Ia zi, dansează amândoi, aici în fața mea, mă doare fix în p***i de el și de el. Vorbești urât! Iancu a luat-o pe Simona astăzi la dans, au dansat împreună și să zic că mă bucur pentru ei așa, că adică nici eu nu am făcut prea mulți pași înspre ea, dar nici nu sunt eu prea gelos, pentru că nu am de ce. Dacă Simona e să fie cu mine, va fi. Dacă nu e să fie, nu va fi. Noul concurent Iancu este un băiat simțit din câte știu, mai ales că este crescut foarte bine. Cred că o să-și facă relații atunci când va simți, nu cred că a venit să se afirme sau să facă de show cuplu. Vreau să văd ce va face. Salut, băieți! Salut, salut! Iancu, îmi pare bine! Bogdan! Salut! Iancu! Salut! Iancu, salut, frate, salut, frate, cool, te știu, bă. Iancu, Alex. Iancu, pare... Stau și eu pe aici, punem, hai? Hai că stau și eu, că... Lasă-mă pe aici, pe acolo. Lasă-mă. Mă pun lângă Jador, ok? Unde vrei, pune unde vrei tu, frate. Ce poate ți-a atras atenția așa mai mult? Bă... Vreau de aici cu Simina. Am dansat cu ea înainte. Cu Simona ai dansat. Cu Simona, scuze. Ah, Simona. Nu, nu. E liberă Simona. E liberă Simona. E ok. Zonă, du-te-o. Deci Simona ți-a atras atenția, da? Da, ceva mai. Băi, tot care e pentru Simona. Toate fetele sunt ok, sunt frumoase. De treabă, nu? Parcă Simona, nu știu. Și nouă ne place de Simona. Ascultam la perete și am pus-o paru așa. Și zice Roxana, auzi ceva? Dar și eu că ziceam pe ce parte să spună. Dar nu, că ai pus bine așa. Dar zice Roxana, zice că auzi ceva de eu. Nu au înjuit, zice că eu auzi că vorbește, dar vorbește încet de eu. Zice așa, eu n-au nimic. Zice, cum mă treacă ți-i pare? Dar nu mai. Vă văd așa pe toți. Da. Cântă la tarabană, știi că ești Iordache. Da, așa. Oba. Dar tu n-ai rid. Doamne, ferește. Bagă și voce. Hai, da, cine dansează așa pe tarabana? Cine e cu vocea? Alex. În fund. Nu. No. Începe pe Alex. Dansa tare. Tu nu te duci la Mucanu? Ce? Nu. Cum deveniți voi două așa bune prieteni? Bună!
Dar nu suntem prieteni. Cum de vreți? Că cu Raluca ce conversație și ce vorba e cu tine? Și ce prietenie ai cu tine? Că e că eu vreau să te descalifice, să înregistra live-urile pe Instagram. De ce mă întreb și pe ea? Mă trebuie. Păi nu știu, că nu vorbesc mai tine cu tine și vorbesc și cu ea. El să înregistra live-ul, așa. Eu nu sunt prietena cu nimeni din casa asta, ca să știi. Cum să vii tu prietena cu ea acum să-mi arătăți un video că sunteți prietene? Nu sunt cu nicio fată prietena din casa asta. Dar tu am început să-mi funzi pe Raluca, să zici că am fost vaca aia și așa. Păi nu, dar eu vreau să vorbesc cu... Vreau să vedem de oare prietenie Raluca cu ea și ea cu Raluca. Dar eu să vorbesc prietena cu ea sau eu. Asta am vorbit cu ea, am văzut. Eu să vorbesc cu cine vreau și când vreau. Asta nu înseamnă că e prietena mea, ca să știi. Adică, hai să zic și eu, de când ești prietena cu Jador. Dar nu sunt prieten. Păi și eu le-am vorbit mereu. Nu, n-am vorbit doar ultimul timp. Doar că nu ai văzut tu. Eu, da, nu vreau, eu n-am văzut descalific. E una, dar ce, când n-o suportă Raluca pe Roxana, e partea a doua și vreau să o descalifice. E partea a doua. Uite, bagă râcă între noi două, fată. Ce râcă? De când sunteți voi două prietene? Dar nu suntem prietene, dar vorbim. De când bă, ăștia au venit să fure Budinca. E normal să vorbim. El vrea să o descalifici pe ea. Îi înregistrai live-ul pe Instagram și vrei să o descalifici. Îi înregistrai când zice ea că a fost la club cu ea. Așa, așa. Și acum ești prietenă cu ea, vorbești de unde prietenia asta? Bă, atâta falsitate. Păi dacă așa falsă ești cu ea, înseamnă că așa falsă ești și cu mine. Băi, dar n-ai zis că-i prietenă. Păi dumneavoastră să fie adevărul. Până la mâna asta fie adevărul. Până la mâna asta fie adevărul. Dar tu știi ce cred că vrei? Eu n-am stat cu Raluca să nu plâng. Nu vrei să fie singură, serios? Păi tu da, dar nu să stă cu ea. Păi dar n-am stat cu ea. Are glume cu ea, stă cu ea și el... Nu are glume. Nu mă suport. De ce mai stai aici lângă mine? Nu zic că nu te suport pe tine. De ce mai stai aici? Du-te dincolo. Păi da, du-te dincolo. Dar eu n-am folosit cuvântul nu te suport. Du-te dincolo. Nu suport să văd prietenia asta falsă între voi. Cum râzi că ești mai glume când tu nu o suporți pe ea? Lasă că tu ești natural. Și vrei să o descalifici pe ea? Păi sunt normală, cum vorbești tu? Vezi că eu nu zic ce vorbești tu de toată lumea. Dar mă enervez astăzi, cum stai tu și stai și vorbești cu ea și cu cine să stau, să nu vorbesc deloc cu nimeni? Păi nu puteai să vorbești cu Simina, cu păi dacă ai la casa băieților. Aveai pe Simona. Dar nu știu ce trebuie să stai. Te-ai luat cu Roxana de mână și v-ați dus voi în grădină. Dar nu o să mai vorbesc cu tine și nu o să-ți mai dau nicio explicație. Ești liber de astăzi înainte, noi nu mai avem ce vorbi unul cu celălalt, gata. Bine, mă bucur. Dacă ați ajuns în halul ăsta... Dar ce hal? Că n-am ajuns niciun hal, n-am făcut nimic. Păi tu nu vezi, frate, că ai văzut-o că a plâns acolo. Și m-am dus, am stat cu ea acolo. Și pe tine te deranjează, de fapt, nu că e supărat ea și că a plâns, de cele două vorbe, sincer. Nu, și asta mă deranjează. Dă-i pace, că pe el îl deranjează orice, dar eu nu o să-mi dau de astăzi în mine nicio explicație lui. Dar mă bucur. Eu n-am zis la nimeni niciodată cât de urât o vorbit de toată lumea, eu n-am zis. Păi și eu vorbesc într-un continuare urât de toată lumea, ce? Și cred că o explicație dăm fiecare atunci când suntem acuzați și vrem să explicăm. Să dau explicație. Ea la orice are variante. Dar dacă tu ziceai, de ce ai vorbit cu ăsta și să-ți fac așa? N-am nicio explicație, era mai bine. Da, când îi spuneam un lucru ca așa, ea zice că nu, că nu e așa, că cum a văzut-o ea situația. Vai. Păi îi spune exact cum i-a fost situația, dacă vrei să o crezi bine, dacă nu știi tu situația ta. Așa vrea să ia să-mi spună că așa pare. Și că asta a avut, asta a fost intenția, dar nici de cum. Ce? A fost aia intenția, nu sunt prost. Bine, atunci zice mai, de ce nu pleci dincolo? Păi veni să văd și de unde a dar nu mai veni, că nu mai vorbesc cu tine de astăzi înainte. Păi cine vorbi cu tine acum? Bogdan! Băi, eu sunt preotul. Ține aici, atunci nu știu. Nu, Bogdan! Stai așa, eu sunt preotul. Ce nu, el e primar. Eu sunt preot. Ce mă puși ador aici? Respect planul, nu? Stai acolo! Stai acolo, frate! Hai cu focul, frate! Stai că vine, stai că ne stinge! Băi, nașule! Las că ești. Băi, mă, să stăm în picioare! Stai că cred că am rupt ăsta. Aici era alt planul, ce știi? Eu chiar zici că sunt mirea să ai părul ăsta. Păi și de aia tu ce faci? Nu poartă fantoma neagră. Dar fără ochelari. Fără, dau jos. Participi cu privirea. Fără ochelari, soțule. Ești martor. Ești preotul. Viitor soț. Nu vezi să ești domnișoară de onoare. El că știe să zică povestea. Eu sunt preot, că eu știu să cânt. Păi și el știe să vorbească. Lasă-mă pe el. Tu ești dascăl. Păi tu ești dascălul cântă. Ești primarul și după intră preotul, da? Hai, nu vă supărați, mama, hai, nu vă supărați. Că vă dă mama dulciuri la mâna. Hai, nu vă supărați. Ce? Ai uitat să-mi aprinzi lumânarea. Mergi așa. Dar chiar mai să le prindem. Păi luați-mă pe astea de lețin, stăți mai mare, așa, cu totul. Așa. Da, de-alea mari. Așa. Te rog frumos să te duci dincolo, te rog. Da, mă, ce-am zis? Zici că am zis, nu știu ce, să te enervezi. Nu mai vreau să te văd în fața mea. Du-te tu dincolo, hai. Nu mă duc. Da, aici e casa mea, Ricardo. E casa mea, aici, 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 ce vreau eu. E casa ta, bă, nebă, aici. Stau aici, sunt ușile case deschise, aici stau. Nu. Dar am vrut să fac cu rău, tate. Tu ce faci din țânțara mă, sară? N-am vrut să fac cu rău, tate. Mie îmi pare rău de ea și n-a fost iubita mea. Și mie îmi pare rău. Și dacă zici că deranjează și că îi faci rău că stai aici, zici, bine, aici vreau să stau, aici stau. E, o deranjează. Nu, că zici, nu de ea, să-mi zică ceva de ea. Că de ea a venit, că a venit de ea la mine și mi-a zis ceva. Ce te bagi tu? Cine? De ea.
Isa, ca Luca să-mi zică, să-mi zică Dea ceva, ce te bagi? Tu știi tu, repede. Ce? Eu nici nu am vorbit cu Dea. Nu am vorbit cu nu Dea. Nu ești nimic ca să-ți transmită. Da. Numai tu. Ești nebun. De ce ți-a transmis? Mi-a zis că să mă gândesc mai bine la, la decizie, că tu mă iubești foarte mult. Uite, dar să înseamnă că ți-a zis Raluca asta, gândește de ea, înseamnă. Nu, mi-a zis că Raluca mi-a zis să-ți transmit ceva. Nu ți-a zis Raluca așa ceva. Nu i-a zis și dacă zicea mie, zicea la de ea. Da, nu, că mi-a transmis, am venit cu un, nu știu cum a zis, am venit cu... Cum ai zis, mă? A venit ea cu un mesaj de la cineva pentru cineva de aici. Nu, era mesajul ei. Și mi-a zis că e de la Raluca pentru mine. Ce mesaj? Că să mă gândesc mai bine, că ea mă iubește, că nu știu ce. De-aia am venit eu. Da, aici. Nu, ce ai venit degeaba, poți să pleci. Da, vă mulțumesc. Ce rădă sunteți cu mine. Că dacă vrei, stai cu Alex. Da, n-am greșit cu nimic. Ești, da, tu ești foarte răutăcios cu ea? Păi nu sunt răutăcios, dar mă enervează și ea pe mine.